Primăria Municipiului Călăraș anunță faptul că în câteva săptămâni municipiul reședință de județ va avea o sursă alternativă de apă potabilă din puțuri forate. După o investiție derulată pe parcursul ultimilor 10 ani, municipiul Călăraș, prin operatorul Ecoaqua, va deveni beneficiarul acestei surse alternative de apă din strat de profunzime. Valoarea lucrărilor executate este de aproximativ 12,5 milioane de lei, fiind finanțată de Compania Națională de Investiții, ai căror reprezentanți au fost prezenți la Călăraș în cadrul unei conferințe de presă alături de primarul Daniel Ștefan Drăgulin, reprezentanți ai operatorului Ecoaqua și ai constructorului pentru a anunța punerea în funcțiune a stației. De foarte multe ori, în ședințele de Consiliul Local, domnul fost primar, domnul Dragu, m-a interpelat să spună că de ce nu dăm drumul la această sursă de apă. Domnii de la Compania Națională de Investiții, respectiv constructorul și domnul Neagu, mă poate contradice în ceea ce spun și de-aia am chemat să vin alături de mine și domnul Neagu. Sursa alternativă de apă este o sursă tampon, care poate fi folosită la numai în perioade din astea, să zicem că nu mai avem apă de îndurare. E o perioadă mai scurtă de timp. Nu poate fi o sursă de alimentare cu apă permanentă. În schimb, poate suplimenta cantitatea de apă din rezervoare. S-a făcut la început lucrarea și s-a constatat pe parcurs, în urma analizelor, că apa nu este potabilă. Bineînțeles că exista o stație de tratare a apei, dacă greșesc să... Exista o stație de tratare a apei. Ea a fost îmbunătățită și domnul Neagu, pentru că împreună ne-am dus de mai multe ori la CNI și vreau să le mulțumesc celor de la CNI pentru faptul că au fost de acord să suplimenteze cu aproximativ 400.000 de euro o investiție pentru a regla debitul de la pompe către stația de tratare a apei. Suntem pe ultima sută de metri, ca să-i spun așa, și într-o perioadă de vreo 2-3 luni, da? Mai durează mult de 2-3 luni? Nu cred. Nu? Eu am dat o marge mai mare. Stația va fi predată către beneficiar, către noi, iar noi mai departe o vom da celor care de la Ecoaqua. Aș vrea, de-aia am adus aici, pentru că un proiect care a durat foarte, foarte mulți ani, da, cu urcușuri și coborâșuri, cu discuții principiale, nu altfel, până la urmă s-a găsit înțelegere de toate părțile și am ajuns către final că această sursă de apă alternativă să intre în completarea apei pentru tratare și respectiv pentru a deveni apă potabilă către cetățeni. Acum, domnul Neagu, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte. Da. În primul rând, apa din subteran, în Bărăgan, am constatat în urma tuturor testelor făcute, nu este chiar așa de potabilă și, ba mai mult, este mult mai încărcată chimic decât proiectul și decât studiile inițiale. Și nu numai aici la Călăraș, și în tot județul e aceeași problemă. Asta este apa subterană din Bărăgan. Trebuie să înțelegem că pentru a o face potabilă e nevoie neapărat de sisteme de tratare a apei. Proiectul inițial al acestei investiții prevedea o anumită tratare a apei, însă nu era suficientă schema tehnologică ca să poată fi declarată apă potabilă. Ba mai mult, proiectul a fost făcut prin anii, acum 10 ani, 15 ani, și nu mai corespundea realităților zilei de astăzi. Am, pe de o parte, cu tehnologii de la Ecoaqua, doamna Lucreția Dengea și domnul Ionuț Groapă, am stabilit ce nevoi mai sunt de tratare și am făcut teste împreună cu constructorul ca să vedem
dacă putem completa cu instalația propriu-zisă, ca apa să fie într-adevăr potabilă, testele au reușit. În momentul acela ne-am adresat CNI-ului, ne-am susținut punctul de vedere cu date, cu proiect refăcut, deci au înțeles, au suplimentat proiectul cu suma respectivă de bani, din câte am înțeles că nu mai am date la informații chiar la zi, dar constructorul mi-a spus că sunt aproape de finalizare și pot să înceapă test. În suma respectivă am mai adăugat, la suma respectivă mai există o parte care se referă la partea de scada și de conducere automată a stației respective, iarăși care nu era prinsă în proiectul inițial, și în felul ăsta s-a ajuns la 400.000 de euro. Ea este gândită de mine împreună cu colegii, cu domnul Neac și cu domnul Groapă, să funcționeze așa cum a spus și domnul primar, ca sursă alternativă. Pentru că tratarea ei va avea un cost destul de mare, am gândit ca debitul pe care această stație să-l dea să fie cât mai mic, costurile respective să fie cât mai reduse și în caz de nevoie să poată fi dusă la capacitatea maximă de producere a apei, dacă, Doamne ferește, pe Dunăre sau nu știu din ce motive se întâmplă ceva și sursa de la Chiciu nu mai poate fi folosită. Iar asigura la capacitate maximă aproximativ 60% din nevoia de apa orașului. Orașul consumă, cam 100 de cam 1000 de metri cub de apă pe oră. Stația de asta livrează cam 600 de metri cub pe oră. Deci cam 60% de nevoia de apă. Într-o situație de criză, cu o raționalizare, orașul ar putea fi asigurat cu apă pe o perioadă suficient de mare de timp până la remedierea problemelor. Tratarea costă mai scump acestea? Având în vedere încărcarea chimică a apei din subteran, e mai scump. Încă nu avem toate datele pentru că... Populația va plăti la fel. Populația va plăti la fel, bineînțeles. Cam asta este ideea, deși sunt în faza de a putea începe testele finale, dar va trebui neapărat cooperare cu ECOA. Mulțumesc! Toate Companiei Naționale de Investiții, avem doi reprezentanți, doamna Brebu și domnul Brișicariu, care este lângă mine. Și rog să spună câteva cuvinte. În primul rând aș dori să răspund domnului. A pus o întrebare. Domnule, de unde vine apa asta? Apa care este tratată prin stația de tratare. Domnule, inițial în Călăraș a existat un foraj alături, în vecinătatea combinatului siderurgic, care avea un debit de 80 de litri pe secundă și la vremea respectivă s-a gândit o anumită capacitate în funcție de forajul respectiv. Deci noi, prin investiția pe care am făcut-o, în vederea punerii în funcțiune a stației de tratare, am mai făcut încă 4 foraje de mare adâncime, la 300 și 400, în jur de 300-400 de metri adâncime. Deci de acolo vine apa, din subteran. Ideea de a lua apa din subteran este, din punctul meu de vedere, foarte bună ca sursă, de asta se numește și sursă alternativă. Pentru că dacă te bazezi numai pe apa din Dunăre, Doamne ferește, se mai întâmplă câte un accident ca ăla de acum câțiva ani, când s-a rupt barajul de undeva de pe la Tisa și a venit un val de cianuri, apă otrăvită, așa, și știți că aici a fost mare, mare pericol. În momente de genul ăsta de criză, ai nevoie de o sursă alternativă. Acum, am auzit și, mă rog, opinia, domne, e mai scump apa, dar o să fie tot așa, nu vă supărați. E o necesitate, chiar dacă o să fie nevoie să mai crească prețul. Deci, având în vedere siguranța populației, părerea mea este că
trebuie privit cu foarte mare atenție, chiar și prețul. Prețul poate să fie mai mare, să fie ala real, sau poate să fie același preț, dar totuși banii trebuie să acoperiți de undeva. Probabil că din bugetul primăriei sau da, cine știe, există tot felul de. Și dacă mai aveți întrebări tehnice, cu mare plăcere vă spun. Deci, în prima fază a fost gândită o capacitate mult mai mică decât asta care este acum. În urma forajelor care s-au făcut și stabilirea debitelor care vin din subsol, s-a mărit la vremea respectivă capacitatea și acum 11-12 ani cred că s-a întâmplat lucrul ăsta. Când erau totuși alte date, erau alte date tehnice. Faptul că s-a întârziat atât de mult pe acest proiect cu finalizarea, să știți că e oarecum discutabil. Proiectul, de fapt, stația asta de tratare este o mică parte din proiectul pe care l-am făcut. Noi, în noiembrie 2012, am făcut o recepție la terminarea lucrărilor pentru canalizarea menajeră și canalizarea fluvieră. Deci aia a fost două treimi din proiectul pe care l-a dezvoltat și l-am implementat aici la dumneavoastră. Rămânând această stație de tratare, care, cum a spus bine domnul Neagu, nu la ora actuală, când vorbim de SCADA și de integrare într-un sistem mult mai mare și cu alte performanțe și altă gândire, ce? Nu vorbeam acum 12 ani de SCADA și de integrare. Deci noi ar trebui să regândim această stație de tratare astfel încât să răspundă necesităților companiei EcoAqua, care nu se rezumă numai la stația de tratare. Are un întreg oraș de administrat și asta înseamnă comunicare de la distanță, SCADA, de fapt, așa, programare. Acum 12 ani era o echipă întreagă care opera stația. Acum probabil că se operează. Adică se face în așa fel încât să se opereze de la distanță, prin telefon sau prin calculator. Este o altă gândire. Până când să se definitiveze această gândire, a trecut destul de mult timp. Dar când acum a început prima dată asta, ca să realizăm după câți ani avem, într-adevăr, sursa alternativă de apă la Călăraș? Când s-a început prima dată? 2009. Da. Mulțumesc, domnul Cicariu. Domnul Cerbule, de la Constructor. Câteva cuvinte. Da, așa cum a spus și domnul Cezar Neagu, toată tehnologia stației a fost gândită inițial la un anumit parametru de funcționare. Pe parcurs s-au schimbat și s-au petrecut și evenimente. Au fost întrerupări de curent electric în perioada de ploaie înghețată, acum 2 ani sau când a fost, acum 3 ani. A fost perioada aia lungă de timp cu întreruperea curentului și pe lângă toate aceste aspecte s-a dorit operarea de la distanță în condiții de siguranță în perioade, poate să fie și Dunărea înghețată și se întâmplă ceva la Chiciu, poate să fie și o problemă de contaminare. Contaminarea apei. De-a lungul probelor și testelor pe care le-am făcut împreună cu laboratorul de la EcoAqua și cu alte laboratoare, am constatat că această stație ar trebui să funcționeze la un debit continuu, permanent, la un debit relativ mic. Acum, în ultima fază a etapei de execuție a lucrării, am făcut această adaptare a stației, a tehnologiei din a stație. Am făcut probele, testele și au ieșit în regulă, bine. Acum suntem pe ultima 100 de metri, începem cu data de 20, în jurul datei de 20 o să intrăm în testele propriu-zise împreună cu laboratorul de la EcoAqua să finalizăm reglarea tehnologiei finale. Din punctul nostru de vedere, considerăm că undeva la
sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie, primele câteva zile, să finalizăm investiția și să o punem în funcțiune într-un regim continuu. Dar de ce trebuie să funcționeze această stație? Pentru că parametrii de apă din subteran, dacă un puț nu este exploatat o anumită perioadă de timp, își schimbă caracteristicile chimice ale apei. Și din cauza asta se dorește o funcționare permanentă, continuă, la un debit mic relativ de 50 de metri cubi, care să gestioneze cele 5 foraje, astfel încât apa, calitatea apei, din punct de vedere chimic vorbesc, să nu se schimbe, să rămână aceeași. Dacă îmi dați voi, dumneavoastră, dacă aveți o mașină și o țineți în garaj, să știți că atunci când vreți să o reporniți, ar putea să aveți ceva probleme tehnice. Atâta vreme cât niște foraje nu sunt exploatate constant, ele se nisipează. Și necesită, formatează, se nisipează, trebuie să aduci niște pompe speciale, că așa, deci... Dar trebuie să... Noi de asta am și făcut investiția, nu ca să o țineți de rezervă. Deci nu e o investiție de ținut de rezervă. E o investiție de ținut în stare de funcționare și să funcționeze apa de Dunăre, indiferent că este tratată în stația care există deja, are o compoziție schimbătoare. Și doar ca un exemplu, încărcătura de hormoni care poate să vină din deversările, de la fermele, de diferitele ferme, așa, astea sunt foarte puțin sezizabile și netratabile. Ideea este că ar trebui să micșorăm cât mai mult consumul din apa de Dunăre și să ne folosim de apa din pământ. Apa din pământ, de la adâncime, este mult mai sănătoasă decât asta de Dunăre. Vă referiți la niște momente specifice sau în general? Nu, tot timpul. General. Deci apa din subteran este mult mai sănătoasă decât apa de suprafață. Pentru că apa de suprafață este expusă contaminării și știți, contaminarea nu vine, vine din Germania, da? Și trece Dunărea prin, așa, și adună toate rezidurile și mă ajung atunci ca politică generală a statului, de ce nu să... Dar toate orașele riverare Dunării folosesc apă din Dunăre, așa că... De ce? Dacă se cunosc aceste adevăruri la nivel de țară. De ce nu să face un program național de stațiile de tratare pe care subterane și să mergem? Sunt mai eficient? Asta este o politică, ține de politică națională. M-aș putea, eu nu sunt în măsură să vă răspund la o astfel de Poftiți. Analizele chimice ale laboratorului pe care noi le avem în dotare la stația de tratare și la cărbune la care omoară foarte multe cărbune activ, scuzați-mă, dovedește că apa noastră este destul de pură, ca să spun așa. Și este în parametri. Destul spune general că traversă microcormori și de-astea care, în cazul unei tratări superficiale, dar noi avem acum foarte modern. Da, noi avem și ultima soluție, tratarea cu ozon. Da. Dacă știe domnul Bisecariu, acel ozon distruge absolut tot. Nu există... Dar îl folosim numai când este cazul, în funcție de calitatea apei din Dunăre. Putem avea o discuție științifică, dar în orice caz să știți că populației nu îi se livrează apă decât dacă este în parametrii legii de potabilitate, da? Numai că... Întrebarea era de ce e așa dacă se știe. Dacă se știu foarte multe lucruri, dar realitatea este una. Da, mulțumesc, domnul Brășcariu. Vreți să spuneți ceva? Mulțumesc. O întrebare pentru domnul Cezar. În urmă cu ceva timp ați făcut o afirmație vis-a-vis de angajările sportive. A spus că la presiune politică. Puteți să ne spuneți cine sunt persoanele care au făcut presiune? Da. Nu presiune. Presiune e mult spus. Intervenție. Deci asta s-a întâmplat prin 2013, 2014, când început să ai 15, nu mai țin minte. Și au fost, și nu de atunci încoace, tot au fost întâlniri și legate de fenomenul sportiv.
și la vremea respectivă cred că am fost la vreo 10 ședințe prin care se încerca să se organizeze partea asta sportivă. S-au repartizat sarcini. Puteți să spuneți numele? Păi, cine s-a ocupat de fotbal la, de fenomenul sportiv la vremea respectivă? De la Consiliul Județean era domnul Ionescu, de la primărie, nu mai țin minte, era și domnul Ivanciu. Multă lume s-a perindat atunci, în perioada aia, prin ședințele respective. Eu am primit sarcina asta am primit. Sugestia asta... Atunci întreb concret, Vasile Iuță și pe Eduard Grama... După ce au venit și dânsii la... Au îmbrățișat cu multă căldură ideea și chiar au insistat să rămână așa, pentru că domnul primar de Oltenița făcea și dânsul presiuni să sponsorizeze Ecoaqua fenomenul sportiv și m-au încurajat ca acest lucru să rămână așa. Cei din Consiliul Județean au spus că au fost angajați ilegali. Înseamnă că știau. Nu au fost angajați ilegali. De ce au fost angajați ilegali? Păi, au fost angajați pentru... Asta, da, e posibil. Să nu fi venit zi de zi la muncă. Dar a fost făcut pentru fenomenul sportiv al orașului. N-a beneficiat niciunul dintre noi de niciun avantaj. Din contra, oameni din Călăraș care au îmbrățișat cu sufletul deschis cu echipa de fotbal de la vremea respectivă, care începuse să crească și care avea perspective și s-a dovedit că a avut să intre în divizia B, A. S-a uitat la echipa de fotbal. Poftim? Cele două persoane nu sunt de la echipa de fotbal. Ba da, cum sunt? Păi spuneți-le. Păi, ăsta Condei a fost antrenorul secund? Da, și? Păi, cum e de la echipa de fotbal? Și încă unul? Păi, nu știu cum îi cheamă. Până la tot chiar nu mi-aduc aminte cum îi cheamă. Chiar nu era preocuparea mea subiectul ăsta, aveam destule pe cap să urmăresc, vin ăștia la muncă, nu vin la muncă. Păi n-ar fi trebuit să fie dacă era director de instituție. Un director se ocupe de muncitori, este cam atâtea, de ce mai sunt maestri, șef de echipă, ingineri, șef? Nu, și n-a venit nimeni la domnul director să-i sesizeze trebuie. Poate mai sunt și maestri care nu vin la muncă. Păi întrebați-i pe cei care pot duc acum cu apă. Cine semna la angajat? Ok? Cine semna la angajat? Eu, bineînțeles. Și cum știați? I-am văzut odată, de două ori în toată perioada asta. Comunitatea, orașul a beneficiat de treaba asta. Județul, da. Nici nu sunt un mare fan al fenomenului fotbalistic. Referitor la prețul apei, că se tot discută și a spus aici în discuție se va mări prețul dacă vom da apă din puțuri, să știți că prețul se stabilește în funcție de cheltuieli. După 3 luni minim în care vom avea cheltuieli și vom vedea ce cheltuieli sunt, după aceea putem să vedem dacă prețul evoluează într-un fel sau altul.